am dat curs invitației doamnei Matei de a fi alături de dumneavoastră astăzi și de a rămâi în parte multe de probleme pe care le aveți legat în domeniul relațiilor de muncă după modificările legislative de regimul de 2022. Colegul meu renunță să vă prezinte să aibă o prezentare referitoare la modificările legislative din anul 2022, ce țin de partea de detașare transnațională și de partea de tribunală. Iar după ce termin dânsul, o să dau curs la niște întrebări pe care au fost formulate de către dumneavoastră și o să încerc să vă răspund la lucrurile pe care le aveți. Sunt niște întrebări formulate, le-am primit, o să vă dau răspunsul la ele. Ca să fac o paranteză, i-am promis doamnei Matei că astăzi o să fim de aceeași parte a baricadei și nu o să ne certăm. Suntem în timpul liber. Bună ziua, Raimund Schinciudean. Sunt inspector de muncă la Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj și deja am dobândit vechime la gardele tranzit. Cei care ați fost și în urmă cu 3, 4, 5 ani mă cunoaște din prezentările anterioare. Poate unii dintre dumneavoastră, cei de la Cluj, mă cunoați și din controlele la societățile de transport. Și vestea bună este că de luni chiar avem controle în acest domeniu. Este o campanie dispusă de Inspecția Muncii. Din păcate pentru noi, pentru că problematica transportului și a relațiilor de muncă și apropo de competitivitate și de resursa umană implicată, ceea ce încercăm noi astăzi să discutăm, va avea legătură cu optimizarea unor cheltuieli de natură salarială. Și apropo de și de controlele pe care le-ați avut pe problematica indemnizației de delegare de detașare transnațională date cu titlu de diurn. La anterioarele conferințe am spus, am arătat de fiecare dată ce înseamnă indemnizația de delegare de detașare transnațională, apropo de detașare, pentru că este o chestiune extrem de importantă și vreau să fac un mic rezumat înainte de a intra în ceea ce înseamnă astăzi pachetul de mobilitate și detașarea transnațională. Noi avem în codul muncii o prevedere la articolul 18 care se referă la informarea persoanelor care urmează să presteze munca în străinătate. Da? Și este un conținut acolo la acea informare. Trebuie să le informăm asupra duratei perioade în care prestează munca în străinătate, asupra mai nou, începând de luna aceasta, chiar și a țărilor unde se prestează munca, să le informăm asupra prestațiilor suplimentare în bani sau în natură pe care le dăm, dar în principal este vorba de bani, de prestații suplimentare în bani, să-l informăm asupra monedei în care plătim aceste drepturi, inclusiv modalitățile de plată. Și în plus, informarea mai are în conținutul său, mai are prevedere referitoare la condițiile de climă de pe teritoriul statelor unde se prestează munca, la prevederile, la un mic rezumat al prevederilor de pe teritoriul statelor unde se prestează munca, inclusiv condițiile de repatriere a lucrătorului. Da? Toate aceste chestiuni ar trebui să se regăsească într-o informare prealabilă pe care o facem lucrătorului. Apoi, elementele de la articolul 18, de la literele A și până la C, ar trebui să se regăsească și în conținutul contractului de muncă. Și anume ce? Țara, țările unde se prestează munca, și durata perioadei în care se prestează munca, prestațiile suplimentare în bani și natură, în bani, repet, în cazul nostru, aici este vorba de prestații suplimentare în bani, și moneda și modalitățile de plată. Problema până acum, în practică, era legată de această prestație suplimentară în bani. Toți spunem diurnă. Toți spuneam diurnă, dăm diurnă. Nu, aceasta din perspectivă legală, dacă a scris simplu diurnă, este o prostie. Da? Este o chestiune inadecvată. Diurna este doar un element de referință. Da?
În codul fiscal avem termenul de indemnizație, de delegare sau detașare transnațională. Și acel termen ar trebui să-l utilizăm atunci când vorbim de diurnă și de prestații suplimentare pe care, în cazul nostru, le acordăm lucrătorilor mobili, adică conducătorilor auto. Da, ei sunt considerați lucrătorii mobili în contextul legislației europene și chiar a legislației naționale, care transpune directivele comunitare și regulamentele în această materie. Au venit autoritățile fiscale și au considerat că angajatorii nu și-au definit în mod corect indemnizația de delegare, detașare transnațională și au spus, domnule, înseamnă, voi ați trecut doar diurnă. Dacă ne uităm în legea specifică, într-o hotărâre de guvern din 1995, diurna este definită ca o indemnizație, ca o sumă de bani pe care o dăm pentru perioada când salariatul este plecat în străinătate, dar este în principal pentru masă, cazare, transport. Da? Asta scrie în acea hotărâre veche. Dar legislația comunitară stabilește că noi putem să dăm o indemnizație de delegare, detașare, prin raportare la diurna legală, dar este partea salariului minim de pe teritoriul statului unde se prestează munca, adică prestăm munca în Germania, în Olanda, în Franța și așa mai departe, este partea salariului minim cu condiția să nu fie rambursată cu titlu de masă, cazare, transport. Sesizați o anomalie aici? Diurna este definită ca o indemnizație, ca o sumă de bani pentru masă cazare. Dar indemnizația de delegare, ca să fie parte a salariului minim, nu trebuie să fie dată cu titlul de indemnizație pentru cazare, masă, transport. Da? Noi nu ne-am definit corect în contractele de muncă indemnizația de delegare, detașare. Și o să vedem. Acum avem un alt quantum. Nu trebuia să depășească ca să fie neimpozabilă, nu trebuia să depășească de 2,5 ori diurna legală, adică undeva la 85-87 de euro pe zi. Da? Altfel, dacă depășea, trebuia să plătim ce? Contribuții. Până la 87 de euro pe zi era deductibilă. Au venit finanțele. Din păcate, în unele situații, finanțele și-au dat cu părerea asupra legalității, nelegalității diurnei, fără să se consulte neapărat sau fără să ia în considerare dispozițiile din, și din codul muncii, din legislația muncii și abia pe urmă și pe cele din legislația fiscală. Da? Și ce au făcut? Au impus angajatorilor, au stabilit plata contribuțiilor sociale și a impozitului după aceste diurne. Adică niște sume foarte mari. Având această chestiune cumva lămurită, o să vedem în prezent, o să vedeți și care sunt atribuțiile Inspecției Muncii cu privire la calificarea diurnei și acestei, de fapt, noi trebuie să scriem în actele adiționale și în contractele de muncă, nu scriem diurnă simplu. Trebuie să scriem indemnizație de delegare sau detașare transnațională. Ca această cheltuială să fie deductibilă, pe de o parte, potrivit legislației fiscale și, pe de altă parte, să fie parte a salariului minim de pe teritoriul statului unde se prestează munca. Pentru că asta este o obligație pe care o avem noi ca angajatori atunci când prestăm munca cu salariații noștri pe teritoriul unor state membre ale Uniunii Europene. Haideți să facem o prezentare, să vedeți care sunt situațiile considerate de detașare pentru lucrătorii mobili, pentru conducătorii auto și pe urmă să vedem și care sunt celelalte reguli pe care trebuie să le respectăm. Și revenim la final cu o îndrumare, încă o dată. Cum ne calificăm aceste drepturi
prin contractul individual de muncă sau prin acte adiționale la contractul individual de muncă. În materie de detașare transnațională și detașarea transnațională în principal ce înseamnă? Prestarea muncii pe teritoriul unor state membre ale Uniunii Europene. Da? O să vedem în cazul transportului rutier de mărfuri și de călători sunt niște excepții. Adică ce înseamnă operațiunile bilaterale și așa mai departe, sunt situații când nu intrăm sub incidența pachetului de mobilitate și a legislației specifice în materie de detașare transnațională. Legislația aplicabilă în principal pentru transportatori este Codul Muncii din România. Avem directiva privind detașarea transnațională. Și aici ce trebuie să înțelegem? Această directivă privind detașarea transnațională este transpusă în legislația fiecărui stat membru prin acte cu putere de lege. În România este transpusă prin legea 16 din 2017. Dar această lege se aplică cu prioritate cui? Celor care vin să presteze munca cu salariații lor pe teritoriul României. Da? Nu se aplică transportatorilor. Sunt câteva reguli care se aplică și angajatorilor care prestează munca cu salariații lor, în cazul nostru mobil, cu lucrătorii mobili, pe teritoriul unor state membre. Dar legislația aplicabilă într-un anumit context, de fapt e o mixtură de legislație. Se aplică cu prioritate legislația română, Codul Muncii din România, pentru că încheiem un contract de muncă cu un salariat din România, dar în ceea ce privește salariul minim, în ceea ce privește timpul de muncă și timpul de odihnă, cu condiția să fie mai favorabile salariaților, în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, se aplică prevederile din legislația statului unde se prestează munca. Și vă dau un exemplu simplu. Salariul minim din Germania este mai mare decât salariul minim din România, nu? Este, nu știu, 1500-1600 de euro, să zicem, pe când salariul minim din România este 2550 de lei. Da? Noi, cu lucrătorii pe care îi detașăm pe teritoriul Germaniei, trebuie să ajungem la salariul minim din Germania. Și cum ajungem? De regulă. Cum stabiliți? Cum să respectați această normă? Stabiliți indemnizația de delegare de detașare transnațională prin raportare la diurna legală. Da? Aceasta este regulă. Și ăsta e avantajul, până la urmă, ăsta e avantajul nostru competitiv. Care e avantajul competitiv? Pentru că după diurna, după indemnizația de delegare de detașare, cu condiția să nu depășească în prezent trei salarii brute pentru locul de muncă, adică pentru șofer, da? Să nu depășească trei salarii brute, este de 2,5 valoarea indemnizației. Indemnizația este zilnică, atenție! Da. Da? Și o înmulțim cu numărul de zile de delegație. Am fost 15 zile calendaristice sau 30 de zile sau am fost 31 de zile, o înmulțim de 2,5 ori diurna legală, maximul este 87,5 ori 30. Și aflăm cuantumul total al diurnei, al indemnizației de delegare, detașare, care este, faceți calcul, este simplu. 87,5 ori 30 sau 31. Da? Asta este cuantumul maxim care este deductibil, neimpozabil. Pentru acest cuantum maxim nu plătim, nu ar trebui să plătim impozit. Să ne trecem în contractul de muncă sau prin act adițional la contractul de muncă, să ne trecem indemnizație de delegare de detașare transnațională. Da? Nu diurnă. Și vă spun un contraexemplu. Am avut în control un angajator care în prevederea referitoare la modul de plată a salariaților, a lucrătorilor mobili, scria în felul următor. Pentru perioada în care prestează activitate în străinătate, salariatul beneficiază
de diurnă în quantum de, scria de 75 de euro, care era acordată și pentru cazare, care include și cheltuielile de cazare, transport, masă. Greșit. Diurna nu include aceste cheltuieli. Ca să fie parte a salariului minim de pe teritoriul statului unde se prestează munca, nu trebuie să includă transport, cazare, masă. Este o obligație separată a angajatorului stabilirea acestor cheltuieli cu cazarea, transportul și masa lucrătorului mobil în cazul nostru. Da? Și prin urmare, revenim la formula de calcul. De 2,5 ori, dar maxim 3 salarii, vedeți, maxim 3 salarii de bază pentru locul de muncă ocupat. Cine dă formula de calcul? Și facem formula de calcul. Dar dacă calculăm după această formulă, suma este, poate să fie mult mai mare. Da? Dacă o aplicăm la un salariu mai mare. Dar noi totuși suntem condiționați de ce? De 2,5 ori. Da? Exact, exact. Nu mai poți să ai salariu minim. Pentru că înainte de această modificare, puteai să ai salariu minim, da? Pentru că nu erai condiționat de plafonul a 3 salarii. Puteai să ai salariul minim de 2550. Și puteai să dai diurna de 87,5 euro per zi în limita plafonului deductibil. Asta e diferența. Da, asta e modelul de calcul. Poate să fie diferențiat în funcție, pentru că putem să avem 23 de zile lucrătoare și putem să avem 19 zile lucrătoare în luna respectivă. Și atunci, dar modul de calcul, din punctul meu de vedere, este unul ciudat ăsta cu 3 salarii minime și după aceea înmulțim, pentru că diurna, de fapt, se acordă pe zile calendaristice, nu lucrătoare. Dar așa s-a ales. Așa s-a ales modalitatea de legiferare și un... Bun, eu înțeleg de ce s-a ales această manieră, ca să creștem salariul minim, șoferul să nu mai fie conducătorul auto, lucrător mobil, să nu mai rămână pe salariul minim, la minimul salarial, ci să avem un salariu, să fim nevoiți noi, angajatori, să îi ridicăm salariul pentru a, știu eu, avea o indemnizație mai mare, de care este deductibilă. Ce anume ne cer autoritățile de control, nouă, Inspecției Muncii și Inspectoratelor Teritoriale de Muncă, ne cer să le spunem care este cuantumul indemnizației de delegare detașare, pentru ca ei să verifice, adică autoritățile din Olanda, din Spania, din Italia, să verifice dacă transportatorii asigură pentru salariații lor cel puțin nivelul salariului minim din Italia, Spania și așa mai departe. Germania.